Am început să practic patinajul viteză la vârsta de 9 ani, în parc. Eram cu prietenele mele și acolo l-am văzut pe antrenorul meu cu alți copii. Am fost foarte curioasă, eu neștiind ce sport este, dar doar mi-a plăcut faptul că este pe role, că vorbim de multă viteză și, deși este un sport individual, noi ne antrenăm în echipă. Sportul acesta a fost dragoste la prima vedere. Norocul meu a fost că la 9 ani munca însemna oarecum o joacă. Deși eram foarte obosiți, dar faptul că noi o vedeam ca pe o joacă, ca pe o distracție, era și un colectiv foarte, foarte fain, ne-a ajutat să privim un pic altfel. Într-adevăr, când am început să cresc, am înțeles de fapt ce este munca și am înțeles faptul că trebuie să renunț la niște lucruri, am înțeles faptul că trebuie să depun efort, că nu este o muncă de 2 ore, 4 ore, 6 ore pe zi, este o muncă de 24 de ore, pentru că este munca fizică la antrenament, este munca psihică în afara antrenamentelor, ține de odihnă. Mă durea într-adevăr când prietenii mei ieșeau afară să se joace și eu ba trebuia să merg la antrenament, ba trebuia să stau în casă să mă odihnesc. Antrenorul mi-a spus, la un moment dat după ce a patinat după mine, mi-a spus că eu o să fiu campioană. Și pentru mine, la vârsta aia, la 10 ani, a fost foarte important. Mi-a dat un zvâc, mi-a dat o putere să continui și să-i arăt că pot. Mai ales că atunci când ești mic, ai nevoie să simți că cineva are încredere în tine. Și, bineînțeles, și părinții mă susțineau de acasă. Și a fost foarte important, dar mi-am dat seama că vreau să fac performanță după puțin timp. Primul rezultat spectaculos cred că a fost calificarea la Jocurile Olimpice de Tinere din 2016. Atunci mi-a dat mai multă încredere în mine și am văzut că se poate și de acolo am început un nou drum către marea performanță și ulterior, în competiție la Jocurile Olimpice din 2016 din Norvegia, am reușit să aducem o medalie pentru România. Cele mai importante rezultate ale mele, sunt campioană națională pe role și pe gheață la 1500 de metri. De câțiva ani, cred că de vreo 6-7, sunt deținătoarea recordurilor pe role și pe gheață la 500 și 1000 de metri, juniori și seniori. Am medalie de locul 3 la Lillehammer, Jocurile Olimpice de juniori, la Team Sprint. Am 11 medalii în cupele mondiale Under 23, la 500 de metri și 1000 de metri. Am locul 1 la clasamentul general de cupe mondiale 2019-2020 la 500 de metri, participare la Jocurile Olimpice de la Beijing, podium la Cupa Europei și câteva concursuri internaționale. Eu mi-am promis că o să mă las de sport în momentul în care am dat totul pentru sport, în momentul în care am ajuns la apogeul carierei mele. Încă simt că mai am mult de lucru, deci încă nu mă las. Acum eu îmi doresc foarte mult să schimb un pic percepția României cu privire la sport, la patinaj viteză. Vreau să ajut și viitorii copii. Eu știu că momentan cât sunt eu sportivă, nu o să se schimbe foarte multe lucruri. Sunt conștientă că nu o să se construiască un patinoar, dar sper că pentru viitoarele generații să se schimbe un pic lucruri.